Capitolul 23. 11,80 metri. Autobuzul albastru deschis era al nostru, ca un dar venit din ceruri. L-am numit mesagerul lui Isus. Îl țineam între barăcile de pe șantier. Copiii roiau în jurul lui și urcau în el pe rând, dar disciplina era greu de ținut. Cei dinăuntru priviau mereu afară, iar cei de afară priviau înăuntru. Era clar, autobuzul albastru deschis avea nevoie de niște perdele. Una dintre surori care a condus autobuzul ne povestește cum se rugau, ne gândeam că niște perdele de culoare castanie s-ar potrivi de minune, ar crea o atmosferă confortabilă și plăcută. Tatăl din ceruri a fost de acord ca autobuzul să fie de un albastru deschis. Nu s-ar putea să facă la fel și acum? Ne-am rugat deci pentru niște perdele de culoare castanie, iar copiii s-au rugat împreună cu noi. Geamurile măsurau în total 11,80 metri. Bineînțeles că nu posedam banii pentru atâta material. Veni și ajunul Crăciunului. Și iată că ne sosi un pachet de la un mare magazin, care până atunci nu ne dăduse niciodată nimic. În pachet se afla un material pentru perdele de culoare castanie. Fericită, am strâns la piept pachetul. Unele dintre surori au spus însă: Acest material e prea bun pentru autobuz. Și noi ne-am rugat mult pentru perdele. Noi însă am cerut în mod special perdele de culoare castanie, a obiectat sororile care lucrau pe autobuz. Până la urmă s-a hotărât următoarele. Să măsurăm materialul și dacă avea 11,80 metri va aparține autobuzului, deoarece de atâta era nevoie. Dacă însă materialul va măsura mai mult sau mai puțin, el va aparține surorilor care lucrau la mașina de cusut. Nerăbdătoare la culme, am început să măsurăm materialul. La început, noi cele de pe autobuz am crezut că o să pierdem materialul. Dar nu, el măsura exact 11,80 metri. Oare tatăl din ceruri făcuse ca să ne parvină aceste perdele și acum puteam să-i dezamăgim pe copii? Noi știam că domnul avea o grijă deosebită pentru cei săraci și pentru micuți. Scriptura ne arată că Isus a spus, vai de cei care vor face să se poticnească unul din acești copilași. Împreună cu copiii, am privit cu imire la această lucrare minunată a lui Dumnezeu. Atotputernicul a tot puternicul s-a preocupat el însuși, de fiecare centimetru de material care era atât de necesar mesagerului lui Isus. Răspunzând acestei rugăciuni, el a făcut ca acești copii să se maturizeze. Am învățat din nou să ne punem încredere în el, chiar în lucrurile cele mai mărunte, și să-l iubim cu o dragoste caldă.